Că la centrul de primire urgențe vin tot felul de ciudățenii este o certitudine, iată însă că în dimineața zilei de 26 ianuarie medicii de la această secție au primit un pacient în stare deosebit de gravă. Bărbatul în vârstă de 59 de ani cu domiciliul în Piatra Neamț avea în organul genital un pix de toată frumusețea, dar prezenta și o infecție locală zdravănă. Încercările medicilor de a extrage corpul străin din uretră s-au soldat cu eșec. Da, la ora 8:46, în cursul zilei de astăzi, s-a prezentat la centrul de primire urgențe un pacient de sex masculin în vârstă de 59 de ani cu domiciliu în localitatea Piatra Neamț, care avea introdus în uretră un corp străin, respectiv un pix. Din declarațiile pacientului, pacientul prezenta și acuze subiective și o infecție locală. Au avut loc mai multe tentative de extragere a corpului străin, atât în cadrul centrului de primire urgențe, cât și în chirurgie. Decizia medicilor romașcane a fost de a-l dirija pe pacient la Spitalul Județean, care are secție de urologie. Medicii n-au prea avut timp să se întrebe cum de pacientul a ajuns la spitalul din Roman, când el are domiciliul în Piatra Neamț. Ca jurnaliști, am putea presupune că bărbatul respectiv, aflat în pragul bătrâneții, a încercat oarece perversiuni sexuale, pentru că, e sigur, nu s-ar fi gândit niciodată să-și folosească penisul pe post de suport de pixuri.